Pentru a patra oară în acest sezon, FC Vaslui are un nou antrenor principal. După Gabi Balint, Ilie Stan și Ionuț Moșteanu, a venit rândul lui Liviu Ciubotariu, fost jucător al generației de aur, să preia banca tehnică a galbenverzilor. Acesta îi succede în funcție lui Ionuț Moșteanu, metodistul fiind demis. Păi, deocamdată este foarte bine. Am luat un prim contact cu echipa, este deja al doilea antrenament pe care l-am efectuat. Am fost încântat de prima oară de când cei din conducerea Vaslui m-au contactat pentru a prelua echipa. Misiunea noii bănci tehnice este una extrem de dificilă, având în vedere că atingerea obiectivului, participarea în cupele europene, a fost îngreunată de hotărârea luată de comisiile Federației Române de Fotbal. Este pe un loc retrogradabil datorită faptului că este și acea penalizare de puncte, însă nu pot să vorbesc pentru că nu știu, nu sunt în măsură să discut despre acest aspect, dar probabil că dacă se va ridica aceste puncte care ni s-au luat, va fi cu totul altceva. În vârstă de 42 de ani, proaspătul tehnician al Vasluiului, Liviu Ciubotariu, face parte din noul val al antrenorilor. Din 2005, de când a agățat ghetele în cui pentru a lua drumul antrenoratului, Ciubotariu a mai pregătit 6 echipe: FC Național, CS Otopeni, Pandurii, CF Brăila, Dinamo București și CSMS Iași.